Este incalificabil al unei mame din China. Femeia și-a abandonat bebelușul imediat după naștere, chiar într-o toaletă în aer liber. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Câțiva oameni au observat că ceva mișca pe podea. Când s-au apropiat, au văzut că bebelușul trăia. Au chemat imediat serviciul de urgență. Nou-născutul avea cordonul ombilical încă atașat, iar medicul a decis să intervină pe loc, chiar acolo. Era singura șansă ca bebelușul să scape viu. Copilul a ajuns în cele din urmă la spital, iar medicii spun că va supraviețui. Ziua de